Alți 40 de pompieri români care fac parte din modulul 1, poziționat în zona Atica, vor fi dislocați în insula Rodos din cauza dinamicii incendiilor de vegetație și de pădure înregistrată în Republica Elena. Cei 40 de salvatori români cu 3 mașini de stingere incendii de pădure, o autospecială de stingere de capacitate mare, 10 tone de apă, o mașină pentru transport personal, vor începe relocarea în insula Rodos, deplasarea realizându-se pe cale maritimă, a transmis Inspectoratul General pentru situații de urgență. Insula Rodos este un teritoriu puternic afectat de arderi necontrolate și, începând de astăzi, 92 de pompieri români vor fi pregătiți să intervină în sprijinul omologilor eleni pentru gestionarea situațiilor de urgență.